Reprezentanții Centrului de Transfuzii Sanguine de la Târgu Jiu vor să meargă în județ să găsească donatori. Instituția a reușit să achiziționeze, în urma unor campanii, aparatură pentru centre mobile de donare a sângelui. Am reușit să primim sprijinul mai multor asociații, inclusiv a protopopiatului județului Gorj, care vin în sprijinul nostru cu aparate. De asemenea, doresc să mulțumesc și domnului director David, care a fost primul ce a sărit în ajutorul nostru, care întotdeauna ne-a oferit și 121 hemomixer și de asemenea în urma acelui meci de fotbal pe care l-am organizat împreună cu Asociația Glasul Sufletului, am mai reușit să mai adunăm bănuți pentru încă două aparate. Este nemaipomenit, așteptăm să și vină, fiindcă în acest moment nu sunt sosite în țară, și să începem și noi campaniile mobile, adică să plecăm acolo unde găsim suficienți doritori într-o comunitate să vină să doneze sânge. Aparatele pe care le vom primi sunt o sudeză, 3 hemomixere și avem promisiuni și pentru o centrifugă de laborator care este la fel de veche, e din seria celorlalte aparate pe care dorim să le înlocuim și stă mai mult în service, și avem deja promisiuni și pentru acea centrifugă. Deci, pe partea de recoltare și partea de prelaborator suntem asigurați cu aparate noi. Mulțumim pe această cale tuturor celor care s-au implicat și, bineînțeles, tuturor celor care ne-au ajutat să putem să procurăm aceste aparate care pentru noi sunt vitale. Stocurile de sânge ale Centrului de Transfuzii au scăzut. De la începutul anului, tot mai puțin donatori trec pragul instituției. Din păcate, întotdeauna la începutul de an, afluența de donatori este mai scăzută. Așa se întâmplă după sărbători. Încă noi mai avem pe stoc, în general la grupele cu RH pozitiv, un oarecare stoc de sânge, cel pe care l-am avut în campaniile frumoase pe care le-am inițiat cu ajutorul domnului prefect în luna noiembrie, luna decembrie, dar mai este puțin și deja sângele va începe să expire. Din păcate, stocurile pe grupele cu RH negativ, în special B3 negativ și AB4 RH negativ, sunt deficitare la noi în centru. Centrul de Transfuzii Sanguine asigură necesarul de sânge pentru pacienții care sunt supuși intervențiilor chirurgicale și pentru urgențe.